În această fază, când avem fructe verzi, este foarte important să le ajutăm și cu microelemente. Plantele noastre căpșuni, după cum se vede, au deja formate fructele verzi, iar după ce le-am administrat macroelementele prin fertirigare, astăzi o să mă opresc un pic și la partea de microelemente pentru a preveni carențele care se pot instala în această perioadă când există un stres foarte mare, deoarece planta are nevoie de multe elemente nutritive. Și în acest sens, o să vă prezint produsele pe care noi le folosim. Aici avem produsele. Produsul de care ziceam că conține microelemente și bineînțeles previne, este important că și previne carențele, se numește Micro Power Eco, care după cum îi spune și numele, este un produs bio. Tot din această gamă avem produsul Plex Mix, care și acesta conține toate microelementele necesare în această fenofază de creștere intensă a fructelor de căpșuni. Eu astăzi o să fac o combinație, bineînțeles, după ce am folosit produsul BB5 pentru a stabiliza ECE-ul, adică nu ECE-ul, pH-ul apei, ca să fie optim. L-am adus undeva la 5. V-am explicat într-un blog anterior pe care, bineînțeles, o să vă las un link în descriere pentru a-l putea accesa, de aceea nu o să stau prea mult să vorbesc despre acest produs. Să revenim, deci am zis că avem, astăzi o să folosesc produsul MicroPower Eco, care este biologic, și cu produsul Signum. Iar pe lângă acesta o să adaug și un insecticid sistemic pentru a scăpa de afide. Dar o să le iau pe fiecare pe rând. Deci am vorbit de MicroPower Eco, pe care îl combin cu Signum. Acesta este un produs foarte performant, un fungicid sistemic, care ne ajută să scăpăm de o boală foarte periculoasă la căpșuni, și anume putregaiul căpșunilor. Acesta are aici dozajul, o să-l găsiți voi pe etichete. Și cum ziceam, o să combin și cu insecticidul Movento. Acest flacon o să meargă la 10 litri de apă, are 10 ml. Deoarece în această perioadă plantele noastre sunt expuse la afide, care sunt de asemenea foarte dăunătoare și periculoase când vorbim de căpșuni și nu numai. Deci aceste trei produse, ăsta o să-l folosesc data viitoare, deoarece este în mare parte asemănător cu MicroPower-ul. Deci o să folosesc aceste trei. O să mă duc, o să fac o combinație și o să merg cu o singură stropire cu toate trei. Produsele sunt de la firma Agropataki, producție grecească. Eu o să mă apuc imediat de treabă. Până atunci o să vedeți în partea de jos a ecranului ce îngrășământ natural folosim noi, și anume biohumusul de râme. Ne vedem acolo. Vă doresc să aveți spor în toate.